acest concurs interesant. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Iar ne ajuns la cea de-a treia ediție a concursului interjudețean Creangă și Copiii din cadrul proiectului Valorile Satului Românesc păstrate în Muzeul Etnografic, ce se desfășoară în localul Corhana, Comuna Dulcești. Scopul acestui concurs constă în ilustrarea valorilor, tradițiilor naționale românești din Ținutul Moldovei, prin opera marelui scriitor Ion Creangă și stimularea potențialului creativ al preșcolarilor și școlarilor. Concursul urmărește stimularea interesului copiilor pentru lectura operei lui Creangă și variante de petrecere a timpului liber în afara calculatorului. Concursul cuprinde două secțiuni, pentru elevi și preșcolari, și o secțiune, simpozion, pentru cadre didactice. Doamne Sfinte, dar și asta ai trimis pe noi în față și să fiești unde ai trimis pe altă lume. Dacă stau și mă socot, ăsta e ciudat. Ce vei, frate, cine ești? Vii din cartea de povești? Eu puta ești la mine. Ce? Ce se arată de pe tine? Și să fii cărășuță, să mă tragi o vincuță, dar pe cap a pălării vrei să se împrumuși ții. Și ce să fac eu cu ea? Șapca mea, am manghița și blugi și geacă. Știi să dai apă la vacă? Nu, dar vaca ce-mi dă mie? Dă lapte, nu să știe. Eu de mult mai beau lapte, beau cola pe săturate. Ce față de vaca ta? Asta-i, frate, lumea mea. Nu m-aș face scriitor în lumea de viitor. După cum îmi pare mie, ăștia n-au copilărie. Și vei cola de dimineață că ești acum așa față. În continuare, urmează școala gimnazială Pildeș-Cordun cu două numere. Primul număr, Soacra cu trei nurori, dramatizare. Elevii școlii gimnaziale Pildeș-Cordun îndrumați de profesor Popa Rodica. Iar al doilea număr, Șezătoare literară, adaptare după amintiri din copilărie, elevii tot ai școlii gimnaziale Pildeș-Cordun îndrumați de profesor Ana Dumitru. Dar unde am nimerit? La vreo nuntă am fost poftită. Stai puțin, cred că afară am văzut că scria școală. Iar când m-am plimbat magale, m-am întâlnit cu două verișoare ce m-au rugat să mă întâlnesc aici cu copii, părinți și cu bunici. Bună ziua, dragă fere, ești chiar să ai o părere? Bună ziua, măi păcală, cu ce scop aici la școală? De ieri am fost invitat să iau fața blondă și un băiat. Iar îi iau de pruna smărăniza, care își încătește în patru cosița. Stimați părinți, bunici și dragi copii, ce veți dori noi azi vă povestiți? Pentru că am un strămoș povestitor, o să vă zicem de trenul lor și soacra lor. Era odată o babă în vârste munte care avea trei fii înalți, dar pe virtute. Dar putem să vă spunem în puține cuvinte că erau voinici, dar slabi de minte. Avea o casă, vise, livadă și o vie și cu tot ce are în sine o gospodărie. Strângea parale multe și avan, îi tremura bărbia când dea câte un ban. Pentru a-mi pleca piciorul în lume, înaltă-n loturi două căsuțe bune. Feciorașii, mami, dar ce trebuie să fac să-mi găsesc niște nurori pe plac, să înaltească pânze la râu și până noapte să stea cu furca în râu, să mănânce turtă și cu ceapă și în loc de vin să bea doar apă. Și eu în orice clipă le evita să nu le las să sufle în fața mea.
ani, e venit timpul de însurătoare. Mamucă, dragă, tare te-a rugat, în lumea la mare, dacă ai căutat, pentru mine o dulce nevestică, e pentru tine ascultătoare fică. Lasă, drag, mamea, stația, mamea, o fată bună, eu te-o însura. Colindă bătrâna șapte sate și se-ntoarse bucuroasă peste pod. Conoră ca trecută, subțirică, nici prea frumoasă, dar nici prea urâțică. Făcură nuntă mare și cu dar, că n-alergase baba în zadar. A doua zi plecare iar feciorii, iar baba face un program rol. Iată noră, m-am gândit că pot lucra. Ziua la războiul de țesut, iar noaptea ai câne apoi de tort și clăci de pieptănă. Am înțeles, mungăr, dar ce e de mâncat? Mamă ligărece și cu ceapă din dolița de schimb, dai să vei apă. Lapte, brânză, unt și ce-o mai fi, nu vindești ceva, părare vom sclipi. Nu-l văd nici de cum. Ce scump el a primit. Aș vrea să vă întreb
de foame să-ți țin. Ceapă, mama ligă, astea sunt bucate, în pot slănină nu e dragi cu nate. Slănină, omul știe brânză, poate smântână și cânate ale mămușii toate. Eu cred că sale noastre, dar noi muncim. De ce să stăm lângă mămuca să o păzim? Mă duc să scot un pește de la sare, fac salamură și cu trei pui la frigar. Vai de noi cum nagă! Ce vrei să faci acum? Dacă ne vede baba și ne zvârle în drum. Dragele mele, nu vă mai căiți și la mine cu atenție ascultați. Dacă baba mă întreabă vreo ceva, voi să spuneți că este vina mea. După un ceas, Medina le pune dinainte, voi frânci, sunt multe de plăcinte. Mănâncă bine până zice amin, dau pe gâtule și-un cofer cu vin. Soacră, soacră, foamă acră, de te coace în anșofar, tot ești acră și amară, de te coace cât te coace duce, tot nu te mai faci. Când deschide baba ochii cei din frut, ia nororile la cai de unde, le caută pe afară speriată, când intră în bordei, ce să vadă? Fărmături și bride aruncate și copelul răsturna pe spate. Dar ce e asta? Ce blestem ție? Să-ți explic, mămâncă, ce-a putut să fie. Ne-au cătat părinții și ne-au vizitat. Cum așa și m-au văzut în pat? Văzut mămuncă și s-au cam supărat, iar noi ca să-i îmbunăm puțin, i-am dat plăcinte și un pahar cu vin. Ei, lasă-ți micăloaților că vă vedeți văra, să vă mai bate joc de munca mea. Ce-ar de ceas la munca să vă îndemn și o să rog la voi cum roade calul el. Sărmanele noror munceau fără plăsate, iar mămcoi prea puțin îi se pare. Într-o zi, noroc ce-a de găsit gândit cum să o facă pe baba liniștit. Când crede ea că soacra o poate auzi, cea mică începe cum n-a de luat la povesti, că ar fi scris un mare narator despre trenul lor și soacra lor. Și cele trei de chin s-au săturat și pe baba de cunziță a apucat, a cărmănat-o ca să le țină minte și a frământat-o ca pe cocă de plăcinte. Auzind povestea, soacra s-a cam înspăimântat de toate cele rele, seama și-a cam luat. De a doua zi a început să fie o altă soacră cu altă pălării. Toată ziua pe rurole se smânteau și cot la cot cu ele i-a mâncea. Și-au trăit fertice și m-au trăit și astăzi că n-au murit. Aceasta a fost povestea, dragi ascultători. Ei, v-a plăcut? Felicitări, copii, felicitări! Următorul număr este un monolog cu păza din Tei, elev Sârbu Vlad, de la Școala Gimnazială Nicolae Apostol, Luginoasa, îndrumat de profesor Dana Ciuraru. Îl invit pe scenă. Care-și făcuse cu demnul de ani într-un tei foarte
și la mult bucură. Eu atunci să nu-mi caut de drum tot înainte, mă bat pe la tei cu vânduță prin cuvăna, căci aveam grozavă ciudă pe dânsa, nu numai pentru cubat, cum zicea mama, ci pentru că mă sculam toate zilele cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung în dreptul teiului, unde mâncarea jos pe lunghia dealului, mă scui încetuși mărântiul care te-a dormeat pe mărți în floare, fac mâna în scorbură și norocul meu găbuie cu băza pe ouă și e plin de mânțămire. Da, aș leliță că te-am găptușit eu, îi mai pupa tu și fii dracu de acum. Și când aproape să scot cu băza afară, nu știu cum se face, că mă spare de creasta eșerătată și-i dau iar până în scorbură. Și cum stăteam eu și mă chiteam în capul meu, că șoate de pene nu poate să fie după cum au zis în vin oameni, că mai sunt câteodată prin scorbul și șoate, unde nu mă îmbărbătez în tinea și iar bag mâna în scorbul să scot bucăța. Dar ea să mă lasă vezi că să mi scuiță de frica mea pe coloanele scorbului, că și n-am mai dat de dânsa nicăieri, parcă e tras în pământ. Măi, Ana, pura nu ușa e la de meu, de pe orice dar, scoți în cășul la ceva și tu plinzi-o în gura scorbului. Atunci mă dau jos, caut o nespre potrivită, mă sui cu ea în trânsul, îmi iau cășula și locuii pun lemn pe ea. Cu gânta e și ea, pun mâta de undeva până mă întoarce locul de mâncare din țară. După asta mă dau jos și pornesc cu de mâncare la lingurat. Când pe la prânzul cel mare, nu mai ia câtă măs și eu de după un gând, veneam, veneam, auzindu-i lălăind așa cu chef. Atunci au și dăbărâba la ore pe mine și când pe ce să mă închică din nu era o chirantă mai tânără în priză și sunt să iei departe. Haulomo! Și dolocăiți băiatul, cu tată soaveți și aveți iar în cu dânsul. Atunci lucrurarii s-au așezat la masă tăcând morcuri și scăpând eu cu obra surat, s-ai dat un lidile și pornesc frisat. Mă abat iar filatei, mă sui în prânsul, pun la scorburi și aud ceva bătându-se înăuntru. Atunci eu le stăteam pe jure, bag mâna în scorbură și scot bucăța plăbuită de atât al bucium. Iar ouăle, când am vrut să-l iau, erau toate numai o chisăliță. După asta mă dau jos, mă duc acasă, de bucăța din picior și-o dosez de mama prin pol vreo două, trei zile prin cele putini hârbuite. Și una, două, la bucăță, de nu știau ce din casă, ce caut pe pod așa de. Oh,